Banii pe care primăria din veniturile sale și ceva rezerve îi mai are la dispoziție pentru achiziția de combustibil în vederea producerii de agent termic ajung până în preajma Crăciunului, este declarația primarului Marius Creciu. Cum nici bani de împrumut de la bănci nu se pot lua, ori credite de la trezorerie. Severinenii au aflat fără bucurie că mijlocul iernii poate să-i prindă cu caloriferele sloi. Guvernul tehnocrat în ședința de ieri nu a alocat niciun ban pentru termoficarea orașului, dar nici a celorlalte 7 unități administrativ-teritoriale aflate în aceeași situație. Nu este în acest moment suma pe care o avem, banii pe care îi avem, ne ajung până maxim o lună de zile, deci undeva în zona Crăciunului, să zic așa, am terminat banii. Deci trebuie să ne alarmăm, trag un semnal de alarmă, cer mii de scuze că nu pot să vorbesc, trag un semnal de alarmă la acest guvern să ne sprijine, pentru că suntem într-o situație deosebită. Noi nu avem nici datorii, nu suntem în situația să cerșim. Pur și simplu am avut o problemă punctuală cu această investiție și suntem în măsura în care în acest moment, ca să putem asigura subvențiile pentru cetățeni, avem nevoie de acești bani. Noi am cerut o sumă de 20 de milioane, să sperăm că vor înțelege și vor găsi o soluție să primim acești bani. Nu primim acești bani, începând după Crăciun, nu mai avem apă caldă și căldură. Deci, este foarte important ca acest guvern să ne sprijine și pentru că dacă nu o face până în 11, când sunt alegerile, e clar că după nu se va mai putea. Va fi un nou guvern, vor fi negocieri, lucruri care nu le putem controla noi și atunci, cu siguranță, nu mai putem repara ceea ce putem face atunci.